ADP Ghiroda va colecta resturile vegetale de pe raza comunei Ghiroda și din localitatea Giarmatavii. În conformitate cu programul de colectare, ADP Ghiroda se va ocupa de ridicarea resturilor vegetale provenite din tăierea, toaletarea pomilor, viței de vie, trandafirilor și a plantelor din curtea dumneavoastră. În perioada 14 octombrie-29 noiembrie 2024 se vor strânge materialele vegetale depozitate pe domeniul public din Ghiroda și Giarmatavii. Urmăriți programul afișat pentru a vă asigura că pregătiți și depuneți resturile vegetale în conformitate cu orarul și instrucțiunile specificate, contribuind astfel la buna desfășurare a procesului de colectare și gestionare a acestor materiale. Rugăm cetățenii să nu scoată decât resturi vegetale. ADP Ghiroda nu va ridica alte tipuri de deșeuri. Dacă va fi cazul, poliția locală va lua măsuri împotriva celor care depozitează deșeuri non-vegetale. Rugăm cetățenii să nu amestece în resturile vegetale alte materiale, plastic, fier, material textil, cabluri, deoarece resturile vegetale vor fi tocate, iar prezența altor materiale pot duce la defectarea utilajului, transmit reprezentanții primăriei comunei Ghiroda.